Bună ziua la toată lumea! Deci astăzi avem un prim bilanț a programului LEADER. Aș vrea să informez publicul larg că Republica Moldova este unicul stat în afara Uniunii Europene care implementează și finanțează din bugetul național programele LEADER, lucru care atestă o maturitate din punctul de vedere al dezvoltării mediului asociativ. Cunoașteți cu toții că din fondul administrat de către AIPA este prevăzut în lege expres că 5% din toată suma care este primită pentru a fi administrată sub formă de subvenție este dată acestui program LEADER. Credem că cu timpul, pe măsură ce se vor majora aceste sume, vor fi posibil de majorat și acest procent, pentru că din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, asocierea și principiile de dezvoltare a programului LEADER corespund într totul programelor strategice de dezvoltare a agriculturii, a mediului asociativ, a localităților noastre din domeniul rural. Și primele bilanțuri, cel mai probabil, o să le spună doamna Coșalăc, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul ministru, stimați ascultători și cei care ne privesc astăzi. Într-adevăr, facem astăzi totalurile primului apel de implementare a programului LEADER în Republica Moldova, care este finanțată în exclusivitate din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural sau din Fondul Bugetului de Stat. Astfel că, ca rezultat, în baza primului apel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a selectat 37 grupuri de acțiune locală care au primit finanțare din aceste surse. Pe parcursul al doi ani de zile, grupurile de acțiune locală au implementat două măsuri de sprijin, una ține de dezvoltarea și funcționalitatea grupurilor de acțiune locală și al doilea de implementarea strategiei de dezvoltare a localităților. Astfel că, pentru un an calendaristic, fiecare grup de acțiune locală au primit finanțare. Per total, pentru cele 37 de grupuri de acțiune locală, au fost alocate 86 milioane de lei. 20% din aceste surse au fost pentru dezvoltarea și funcționalitatea grupului de acțiune locală, iar 80% sau peste 50 de milioane de lei au fost alocate pentru dezvoltarea proiectelor. Ce am avut în decurs de 2 ani de zile, apelul care a fost finisat în anul 2023, aveam în felul următor. Grupurile de acțiune locală au dezvoltat și implementat 893 de proiecte. Valoarea acestor proiecte depășește 69 milioane de lei. Astfel că, pentru sectorul public sau pentru autoritățile publice locale, au fost dezvoltate 387 de proiecte. Sunt proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii la scară mică, crearea și dezvoltarea serviciilor publice. Pentru sectorul antreprenorial sau pentru cei din mediul de afaceri au fost dezvoltate 365 proiecte. Majoritatea din aceștia au dezvoltat sau au efectuat investiții în dezvoltarea sau achiziționarea de echipamente, utilaje, panouri fotovoltaice, activități de turism și activități non-agricole. De asemenea, încă un tip de potențial beneficiar de proiecte a fost sectorul civic, sau acel subiect al subvenționării care în premieră a fost eligibil subvenționării, astfel că aceștia au dezvoltat 141 de proiecte investiționale. Sigur că implementarea proiectului a avut niște puncte forte sau niște succese remarcabile. Trebuie să menționăm că este primul proiect care se implementează conform normelor, regulamentelor și standardului europene. De asemenea, este primul proiect implementat de AIPA, a cărui proces este digitalizat în totalitate. Avem sistemul informațional dezvoltat și funcțional pentru toți partenerii care implementează acest proiect. Vorbim de Ministerul Agriculturii, grupuri de acțiune locală și AIPA. Astfel că, în cadrul acestui proiect, nu se mai recepționează acte pe formă de hârtie, dar toate digitalizate. De asemenea, AIPA are un rol important în implementarea proiectului, dar nu mai puțin îl are grupuri de acțiune locală, deoarece acestea se fortifică ca ulterior să poată fi implicați direct în fondurile de preaderare. Sigur că există și partea slabă sau provocările care ne întrunim. Grupurile de acțiune locală este necesar să le fortificăm, să le dezvoltăm, să le facem sau să lucrăm cu dumnealor pentru a fie cât mai dezvoltați din punct de vedere a instruirilor asigurate. De asemenea, este necesar să menționăm că
sursele financiare care le alocă bugetul sunt insuficiente la capacitatea de activitatea grupului de acțiune locală, ori acesta o să ne arată, de fapt, al doilea apel a recepționării grupului de acțiune locală a actelor prezentate dumnealor, fiindcă sursele financiare sunt mult mai mari pentru a fi implementate, și toate acestea pot fi remediate împreună cu partenerii de dezvoltare, Ministerul Agriculturii, dar și grupul de acțiune locală. Da, evident, pe noi ne bucură foarte mult că cifra și numărul de galuri este în creștere. Pentru noi este un obiectiv să acoperim toată Republica Moldova cu galuri. La etapa actuală, noi, din cât înțeleg, avem 56% acoperit și avem 51% de galuri, ceea ce ar cuprinde 1.140.000, aproximativ 1.140.000 de cetățeni. Este foarte îmbucurător faptul că acest program LEADER și ia amploare pe teritoriul Republicii Moldova. Asta vorbește despre conlucrarea într-un mod foarte armonios a administrației publice locale, a mediului de afaceri, și noi înțelegem că marea majoritate a afacerilor care au fost subvenționate prin acest program sunt micro, mici, ferme de familii, oameni care s-au întors din diaspora înapoi acasă, adică practic sunt niște modele de succes care urmează să fie multiplicate și în următorii ani acest program dezvoltat și are toată susținerea din partea Ministerului. Eu cred că este un program de succes al Republicii Moldova. În continuare, doamna Petrache, vă rugăm frumos. Da, vreau să menționez că implementarea programului LEADER în Republica Moldova, în procesul de elaborare cadrul normativ, am avut ca parteneri Uniunea Europeană, Solidarity Fund, care ne-au ajutat, în primul rând, să dezvoltăm cadrul normativ, deoarece este ceva nou pentru Republica Moldova și practica Uniunii Europene este foarte importantă pentru noi, deoarece este un proiect european. Vreau să menționez că, la fel, cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost dezvoltat și softul MLIS, care digitalizează tot procesul de recepționare, evaluare, monitorizare a proiectelor în care se dezvoltă în cadrul grupurilor de acțiune locală. Și desigur că în urma apelului 1 am înțeles că avem mai multe activități de efectuat cu grupurile de acțiune locală pentru a le dezvolta capacitățile. Și vreau să menționez că în anul curent, 24, s-a desfășurat deja apelul 2 al programului LEADER, în care au fost selectate 51 de grupuri de acțiune locală. Pentru finanțare au fost selectate 32 de grupuri de acțiune locală. Rămân în așteptarea identificării mijloacelor financiare încă 19 galuri, pentru care este necesar în jur de 43 de milioane. Este important că grupurile de acțiune locală contribuie anume la dezvoltarea economică, consolidarea capacităților în localitățile rurale, stimularea tinerilor pentru a dezvolta noi proiecte mici, care sunt anume prin programul LEADER, cele mai mici proiecte care se susțin producătorii micro, mici și activitățile non-agricole. Mersi frumos. Eu cred că ar fi cazul să enumerăm, doamna Petrache, toți partenerii programului GAL și toți care contribuie prin suportul lor financiar la dezvoltarea acestui program, pe lângă AIPA, Ministerul Agriculturii, celelalte entități care contribuie. Da, avem Uniunea Europeană, care ne ajută cu suport prin intermediul Solidarity Fund, Polish Aid. Avem Estonia, care la fel a contribuit la dezvoltarea softului, platformă digitală, sistemul IT MLIS. Și avem de la partenerii UNDP, care la fel contribuie la crearea grupurilor de acțiune locală, care este un proces destul de complicat. Și desigur că în tot procesul acesta avem rețeaua națională LEADER, care este direct legătura dintre grupurile de acțiune locală și minister și agenție de intervenție și plăți, care acordă un suport enorm în tot procesul de activitate a grupurilor de acțiune locală. Le mulțumim pentru asta. Da, și eu cred că este de apreciat munca făcută de LEADER în Republica Moldova. Este o muncă colosală
la cel mai înalt nivel făcut ca și o organizație care promovează aceste valori și datorită muncii, insistenței, consecvenței acțiunilor acestor oameni din acest program, noi avem aceste frumoase rezultate. Eu cred că noi în următorii ani va fi acoperit tot teritoriul public Moldova. Va fi nevoie de mult mai mulți bani, colegi. Eu am ferma convingere că este o modalitate frumoasă de dezvoltare rurală. Pentru că când vorbim despre dezvoltare rurală, vorbim despre Ministerul Agriculturii, în spate la toată această dezvoltare, evident că stau oamenii și aceste proiecte finanțate de către Ministerul Agriculturii prin intermediul galurilor sunt niște proiecte frumoase în favoarea cetățenilor din Republica Moldova. Pe această cale vă spunem, vă mulțumim frumos, vă dorim o zi frumoasă în continuare.